Dragi pășcăneni, sunt primarul dumneavoastră de 8 ani de zile. M-ați votat să vă reprezint, să am grijă ca taxele și impozitele plătite de dumneavoastră să fie folosite cât mai bine, să caut soluții la problemele care țin de administrația locală. În această perioadă, la Pașcani, au fost făcute investiții de peste 83 milioane de lei. Prioritatea mea a fost modernizarea infrastructurii și asigurarea serviciilor publice. Când am venit la primărie, erau doar două străzi fără probleme. Acum avem asfaltate și reparate peste 65 km de drumuri și căi de acces. Au fost extinse rețelele de gaz metan pe aproape toate străzile municipiului. Am modernizat iluminatul stradal în suburbii și continuăm lucrările în cartierele din oraș. Sunt fapte, nu vorbe, iar dumneavoastră puteți observa că Pașcaniul s-a schimbat în ultimii ani și arată mult mai bine. Stimați cetățeni, împreună am trecut prin multe încercări în acești ani de zile. După 4 ani de administrație PNL, Pașcaniul avea datorii de peste 30 milioane lei, iar serviciile de apă și canalizare, termoficare și salubritatea erau în pragul falimentului. Am reușit să achităm datoriile, să ținem sub control cheltuielile, să asigurăm continuitatea serviciilor publice și alocațiile bugetare necesare instituțiilor din subordinea Consiliului Local, a subvențiilor pentru categoriile defavorizate. Am menținut cel mai mic nivel de taxe și impozite pe proprietate, așa încât cetățenilor și oamenilor de afaceri să le fie mai ușor. Nu am fi reușit să facem față provocărilor dacă nu am fi avut o echipă competentă și cu experiență, cu oameni serioși și profesioniști. Opoziția nu prea ne-a ajutat în Consiliul Local. Ei au făcut politică, au speculat toate problemele apărute, v-au spus de fiecare dată că nu se poate face. Noi am făcut administrație locală, ne-am asumat responsabilitățile necesare și nu a fost deloc ușor. De votul dumneavoastră depinde cum va funcționa primăria în următorii 4 ani de zile, cine și mai ales cum va gestiona resursele publice. Oameni buni, avem în derulare proiecte din fonduri europene în valoare de 62 milioane de lei pentru școli, grădinițe, Palatul Cantacuzino, Spitalul de Urgență și modernizarea serviciilor primăriei. Avem licitații pentru amenajarea noului cimitir și a pieței agroalimentare din zona Vale și așteptăm demararea lucrărilor pentru un bazin de înot. Pregătim proiecte în valoare de peste 44 milioane euro pentru amenajarea unei zone de agrement la lacul Peștișorul, pentru construirea unui centru social, continuarea lucrărilor de reabilitare a străzilor și trotuarelor și pentru extinderea rețelelor de canalizare în suburbii. Dar cea mai importantă investiție este cea pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare. Operatorul regional va investi la Pașcani peste 25 milioane de euro, iar lucrările urmează să înceapă cât de curând. Eu și consilierii PSD am sprijinit acest proiect în timp ce opoziția a făcut tot ce a putut împotriva lui. Dacă votul lor era majoritar, am fi pierdut și acum, la fel ca și în anul 2009, banii pentru investiții, iar cartierele municipiului ar fi rămas fără apă și canalizare. Dar pentru realizarea lor este nevoie de continuitate, maximă seriozitate și multă experiență. Nu este momentul pentru a face experimente politice
cu oameni lipsiți de experiență administrativă, care nu au gestionat lucrări din fonduri europene sau care au încercat să blocheze investițiile pentru a câștiga electoral. Nu ne putem permite să pierdem timpul și chiar finanțările până când alții se obișnuiesc și învață ce trebuie să facă. Așadar, aveți grijă pe mâna cui dați conducerea acestui oraș pentru următorii 4 ani de zile. De votul dumneavoastră depinde viitorul municipiului și al proiectelor de investiții începute de mine. Stimați concetățeni, candidez pentru un nou mandat de primar cu scopul de a aduce la bun sfârșit proiectele de investiții aflate în diferite etape de implementare și lucru. În următorii 4 ani am aceleași priorități: asigurarea cofinanțărilor asumate, a fluxului financiar și a tuturor demersurilor administrative necesare realizării investițiilor, cu respectarea prevederilor legale, realizarea și depunerea documentațiilor în termenele stabilite. Pe 27 septembrie vă solicit din nou votul de încredere. Vă rog să vă mobilizați și să veniți la urne pentru a vota primarul și cei 19 consilieri locali. Eu cred că echipa PSD este cea mai bună soluție pentru municipiul Pașcani pentru următorii 4 ani de zile. Unii vă îndeamnă să votați pentru schimbare, să dați un vot negativ actualei administrații, iar ei să fie beneficiarii să ajungă la putere. Nu au făcut altceva decât să arate cu degetul, să mă denigreze pe mine, să vă determine să credeți că Pașcaniul este un oraș urât. Vedeți ce se întâmplă la nivel național după același val de schimbare. Eu vă îndemn să votați rațional, să vă gândiți la ce am făcut împreună în ultimii 8 ani de zile și ce avem de făcut în următorii ani. Pas cu pas, cu multă muncă, sacrificii și pricepere, vom realiza ceea ce ne-am propus. Cu ură și dezbinare nu ajungem departe. Nu este suficient să fii nou în politică, să spui că vrei să faci și să-i critici pe adversarii politici. Trebuie să demonstrezi că poți și știi să gestionezi problemele care apar. Primăria nu este doar locul unde se împart puținii bani adunați din taxe și impozitele locale sau cei obținuți din fonduri guvernamentale sau europene. Este o instituție complexă, cu multe probleme și provocări, care necesită experiență. Orașul nu se conduce din birou, așa cum spun unii că o vor face, ci de acolo de unde este nevoie permanent. Nu candidez pentru mine, pentru putere sau avere, așa cum fac alții. Am tot ce îmi trebuie după o viață de muncă. Sunt dispus să îmi asum din nou această responsabilitate pentru că știu ce am de făcut, iar viitorul municipiului depinde de proiectele de investiții începute sau propuse de mine. Pe 27 septembrie votați Dumitru Pantazi primar și echipa PSD pentru Consiliul Local. Pașcaniul este pe drumul cel bun. Continuăm împreună!